Astăzi, în jurul amiezei, un accident de circulație a avut loc pe centura de ocolire a municipiului nostru. Acesta s-a produs din cauza unui conducător care nu a acordat prioritate de trecere unui autovehicul care se deplasa pe drumul principal. Cel vinovat de producerea accidentului a pătruns pe centura ocolitoare a orașului circulând pe un drum fără prioritate. Acesta l-a acroșat pe conducătorul unui autoturism care la rândul îi făcea o manevră ilegală. Mai exact, acesta efectua o depășire pe un tronson de drum care nu permitea această manevră. Conducătorul unui autoturism a pătruns de pe drumul județean 107C în varianta ocolitoare a municipiului Alba Iulia fără să se asigure și a intrat în coliziune cu un autoturism care, al cărui șofer era angajat într-o depășire neregulamentară în zona de acțiune a marcajului continuu. Mașina s-a rostogolit și a ajuns în afara carosabilului din accident, rezultând o victimă care a fost transportată la Spitalul Județean Alba.